Adică ce înseamnă un duel aerian cu puternicul de Sârghi. Și el a fost multă vreme accidentat în acest sezon. Face însă parte din planul mai amplu al Oțelului și al lui Dorin Almunteanu de a reveni pe prima scenă a fotbalului românesc. Din nou Fatai. Fatai protejează foarte bine. Fatai, gol! 2-0! Pentru Oțelul, apărarea stelei este groghi. Este knockdown. Cineva să-i trezească pe fundașii lui Daniel Oprița. Beța a alergat pe lângă Fatai, nu a intervenit decisiv. A evitat un cartonaș roșu, probabil. Dar așa iată că Fatai face dubla în minutul 21. Și vine Iabre să-i facă ghetele. Într-un gest universal recunoscut de fotbaliștii din întreaga lume. Multă încredere i-a acordat Dorin Almunteanu lui Fatai. Iată de unde a plecat această minge. O degajare din marginea careului Oțelului. O minge care părea trimisă la întâmplare. Beța nu intervine decisiv, încă o dată spun. Fatai putea să cadă, dar aici este marele merit al atacantului nigerian, că s-a ținut foarte bine pe picioare, a controlat balonul și a pus perfect mingea pe piciorul stâng și l-a executat încă o dată pe Horia Iancu. O jumătate de repriză de vis pentru Oțelul Galați, care iată trece peste neajunsurile.